Ia te uită! Se apropie vacanța de pas și voi n-aveți loc. Să știți că astăzi vă ascult, vă pun note, vă predau, iar vă ascult, iar vă pun o notă. Asta e prea de tot. Dar prima dată ne ascultați din ce vrem noi, nu? Asta e bună. De Paști, oamenii trebuie să fie mai buni. Hai, v-am zis că n-am timp. Ziceți fiecare ce ați pregătit. Eu am pregătit un psalm de-al lui David. De-al meu? Ăla care știu eu? Singurul psalm pe care îl știu eu? Nu, David, un psalm de-al lui David. Al David, 22. Știu. David Beckham, dar să știi că are 23, nu 22, cum ai spus tu. Nu, David, iar amestezi religia cu fotbalul. Nu e numărul de pe tricou. Eu spuneam despre David din Biblie. Iar 22 e numărul psalmului. Psalmul 22. Hai că v-am zis că n-am timp. Zi ce vrei. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te îndepărtezi fără să mi-ajuți și fără să mi-asculți plângerile mele? Stric ziua, Dumnezeule, și nu îmi răspunzi. Stric și noaptea și tot nu am odihnă. Totuși, Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai. Strigau către Tine și erau scăpați, se încredeau în Tine și nu rămâneau de rușine. Dar eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de ocara oamenilor și bajocorii de popor. Toți cei ce mă văd își bajoc de mine. Își deschid gura, dau din cap și zic: s-a încrezut în Domnul să-l mântuiască, fiindcă-l iubește. Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă, la țâțele mamei mele. De când am fost la sânul mamei, am fost sub paza Ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Nu te îndepărta de mine, că se apropie necazul și nimeni nu vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt în conjurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșește și râgnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și mi se topește înăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții, căci niște câini mă înconjoară, o mulțime de nelegiuiri dau turcoale împrejurului meu. Mi-au străpus mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă mă privesc și mă pândesc, își împart hainele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, Tu tăria mea, vină de grabă în ajutorul meu. Scapă-mi sufletul de sabie și scoate-mă din ghearele câinilor. Scoate-mă sufletul din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului. Voi vesti numele Tău, fraților mei, și Te voi lăuda în mijlocul adunării. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L. Voi toți sămânța lui Iacov, slăviți-L. Cutremurați-vă înaintea Lui, voi toți sămânța lui Israel. Căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu își ascunde fața către El, ci îl ascultă când strigă către El. În adunarea cea mare Tu vei fi pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de Domnul. Cei săraci vor mânca și se vor sătura, cei ce caută pe Domnul îl vor găsi. Veselă să vă fie inima pe vecie. Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta. Căci a Domnului este împărăția, El stăpânește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei. Înaintea Lui se vor pleca toți cei ce se coboară în țărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O sămânță de oameni va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea Lui, vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naște. Ai înțeles ce spui când reciți? Poți să-mi spui cu cuvintele tale? Da. Bine, ai nota 10. Și tu ce ai pregătit pentru ora de religie? Un cântec. Hai să auzim. De numele
foarte bine, ai și tu un 10. Săruna, mulțumesc, doamna Alina. Nu o cheamă Alina, o cheamă Nuța. Da, dar eu nu-mi permit să zic Alinuța. Nu, David, Nuța este prenumele meu, iar Ali este numele de familie. Ali Nuța sau Nuța Ali, cum vrei tu. Și nu sunteți româncă? Ba da, dar tatăl meu a fost de origine din Liban. Adică musulman? Nu, creștinul musulman. Nu creștinul musulman, atunci ce? Am spus că era creștin și că nu era musulman. Dar ce tot povestesc eu toate acestea? Hai că am mult de predat și v-am spus că nu e timp. Ei, doamna profesoară, trăgeam și noi de timp, că poate nu ne mai ascultați. Ni se pare grea religia. E greu să învățăm și să spunem mereu rugăciuni și cântări bisericești. Știu, vă înțeleg, nici pentru mine n-a fost ușor dintotdeauna. Până la urmă aveți dreptate. Azi vreau să vă predau Isaia 53. Este greu, dar e frumos. O să vă spun eu odată și apoi, ca să-l învățați mai bine, o să vă spun sub formă de cântare. Apoi o să vă povestesc ceva din viața mea și cum am început ca aceste lucruri și Dumnezeu să fie plăcerea mea cea mai mare. Deja imaginez. Mai întâi Isaia. Care aia? David, nu ești deloc atent. E vorba de Isaia 53. 53. La basket nu mă pricep. Nu e numărul de pe tricou, e cartea Isaia, capitolul 53. Fii atent! Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draznă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic ca să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpus pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șterși de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat. Măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vecleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Și acum cântat. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a crezut ce le prezise? Fiul măririi pe pământ să coboare, prețul durerii să-l măsoare. Și văzându-l printre oameni prea disprețuit, au zis că e lovit de Dumnezeu și pedepsit. Dar el era zdrobit de-al nostru păcat și singur povara ne-a purtat. Noi rătăceam cu toții noaptea lumii grea, pierduți prin beznă tot mai departe, și vina întreagă a căzut asupra sa. Prin moartea lui ne-a izbăvit de moarte. Printre cei râi o groapă lumea i-a săpat, mormântul lui a fost alăturat de cel bogat. Nimeni n-a crezut că poate fi nevinovat
Și atunci la moarte toți l-au condamnat. Cine a crezut că o să primim prin Iisus atâta revărsare de iubire? Cine a crezut în ceea ce de mult s-a spus? Prin jertfa lui avea vom mântuire. Astăzi credem toți în ceea ce ni s-a vestit, că Domnul pentru noi pe cruce fost a răstignit. El pregătește în ceruri locuri și cui vom fi și noi în rodul jertfei lui. Vom fi și noi în rodul jertfei lui. Acum să vă spun povestea mea. Când eram mai tânără, vorbeam cu un băiat. Ce frumos! Mă bucur să te văd. Dacă vrei tu. Ce citești? Nimic important. Uite peste un catalog de mobilă. Alo? Da? Bună, Nina. Acum? Da, da. Ești cu Nina la cumpărătorii, vii cu noi? Nu. Mai bine mergeți la mărul. Te mă duc să mă trimis cu sine. Bine. Ne vedem în parc. Amorocanostipul, calul sus! Asta nu-i bine. Celul sus caută ce-i place lui. Se supără de orice lucru bun. Azi mi-a arătat un catalog de mobilă. Mă bucur pentru tine. Auzi, Nina, cum ți se par pantofii aia de pe raftul al doilea? Care? Uite, pantofii albi, crezi că-mi vin bine? Nu știu, oricum, magazinul e închis acum. Scuză-mă, dar trebuie să ajung acasă. Da, ai dreptate și eu. Crezi să mă ridă? Prietena ei nu s-a bucurat. Nu se vede că sunt prieteni. Da, prietenul adevărat iubește oricând, adică și la bucurie, iar în nenorocire ajunge ca un frate. Alo? Bună, Valiu, ce faci? Poți să vorbești un minut cu mine la telefon? Ce să fac? Bine, aștept pe cineva pentru întâlnire de afaceri. Știi tu, ia spune, ce te frământă? Pentru tine știi că îmi fac timp oricând. O să trec direct la subiect. Dacă nu scap de fufaia de nuța imediat, cu mine nu mai vorbești niciodată. Ce naivă e, crede că te însori cu ea. Ce te-a apucat să-i arăți catalogul de mobilă? Știi ce mi-a arătat azi la magazin? Pantofii albi, adică o să fie mireasă. Ei, asta e bună. Te rog să încetezi orice relație cu ea. Ia uite și pe asta. Pe cine? Pe Nina. Pe Nina? Cine e pe Nina? Nina, dar ai dreptate că seamănă cu pe Nina din Biblie. Cum? În Biblie este o femeie, Penina, care începea totdeauna pe Ana, că nu putea să aibă copii, iar Ana a fost mai apoi mama profetului Samuel. Da, Valiu, ce vrei să-mi spui, dragul meu? Nuța, între noi nu e nimic. De azi înainte să știe numărul meu de telefon din memorie. Ei, asta e bună! Ce viperă! Ca un șarpe mușcă și înceapă ca un basilic. Biata fată! O nădejde amânată îmbolnăvește inima.
vinul. Hai, hai la el, nu mai sta, azi Iisus se cheamă, vino, vino. Biblia spune, astăzi, dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inima. Alo? Alo, bună, Reli, ai unul pentru mine, te rog frumos. Sigur, spune. Tu ești singura cu care pot să mă sfătuiesc. Valiu m-a părăsit. Sunt distrusă. Am încercat să mă sinucid. Ce pot să fac? Ei, nu s-a terminat totul. Nu s-a terminat nici lumea, nici băieții pe lumea asta. Tu ești o fată curajoasă. Caută să te distrezi, mergi la petreceri. Nu e bine să te închizi în tine. Uite, mâine e ziua de naștere a unei prietene. Ce-ar fi să vii și tu? Cred că e riscant să nu cadă ni la culpoți. Da, da, Biblia spune, bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din viața ta și ți depărtează răul din trupul tău, că tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Poftiți, poftiți! O scrisoare pentru tine! Nu ne trebuie nouă de-astea! Dumnezeu vă iubește! Suflet, Dumnezeu, aici raiul, aici iadul. Ai bani, ești în rai. N-ai bani, ești în iad. Să bei, să mâncăm, că mâine vom muri. Ai noroc, fănică, morții cu morții și vii cu vii. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Poftiți, poftiți, umpleam pentru sufletul dumneavoastră. O scrisoare pentru tine. Dumnezeu vă iubește. Da, da, sunt bune astea, dar pentru oamenii bătrâni.
Uite, acum îmi prinde și mie bine, pentru că aveam nevoie de o bucată de hârtie să notez pentru Valiu adresa mea pe Facebook. Reli, cum poți să spui asta? Tu mergi la biserică. Cum se împacă biserica cu petrecerile dezmățate? Ei, ce frumos și lui Dumnezeu îi place. Ai noroc, fănică, morții cu morții și vii cu vii. Încă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Poftiți, poftiți, un pleam pentru sufletul dumneavoastră. O scrisoare pentru tine. Dumnezeu vă iubește. Da, da, frumos, frumos, dar noi nu avem timp. Azi și acum este ziua mântuirii. Da, da, știu, știu. Cum era aia? Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este una ca ei. Vezi? Eu am crescut Biblia pe masă. Mai bine zicea să lăsați euroii să vină la mine. Hai, dragi. Noroc, fănică, morții cu morții și vii cu vii. Asta mi-aduce aminte de o cântare. Da, chiar. E plin de miraje cum. E plin de miraje pământul, de să nu se ducă după fete. Ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe cum va costa viața. Alo? Alo, bună, Reli, ai unul pentru mine? Te rog frumos. Sigur, spune. Nu știu ce să mă fac, nu sunt deloc bine. De fiecare dată când merg la petrecere, așa cum ai zis tu, parcă am luat pe Valiu cu o fată nouă. Am încercat să mă distrez, am încercat să uit, dar m-am ales cu o grămadă de vicii pe care nu le avem înainte. Sunt dependentă de țigări și cu greu mă abțin să nu beau singură o sticlă de alcool. Am încercat și droguri ușoare. Mă fac să uit pe moment, dar după aceea suferința e mult mai mare și am mereu dureri de cap. Ei, m-am gândit eu. Știi ce? Cred că ești prea păcătoasă. Ar trebui să mai treci tu pe la biserică. Uite, acum e un prilej nimerit că vine Paștele.
101, 102, 103. Alo? Really, sunt distrusă, nu-mi iese nimic bun, am cheltuit o grămadă de bani. Am făcut turul mănăstirilor, am fost la Vatican, am fost la Ierusalim, am fost la Mecca, am făcut yoga, l-am citit pe Krishna, am așezat casa după Feng Shui și nimic, nu mai este nicio soluție pentru mine. Poate că cineva ți-a făcut farmece, încearcă să vezi o clarvăzătoare. Dar asta e ceva rău, e vrăjitorie. Ei, e magia albă, e tot cu Dumnezeu, cu crucea. Cineva și n-a răspuns nimeni neam. A bătut la ușa ta cineva și n-a răspuns nimeni neam. În tăcerea negrei nopți și plângem, fața lui e numai răni, pieptul nu mai sânge. Fața lui e numai răni, pieptul nu mai sânge. Cine e să ultima chemare.
ta cineva. O deschide, nu mai sta. A bătut la ușa ta cineva. O deschide, nu mai sta. Ce-a ratat-o? Domnul Iisus a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Bună ziua! Eu sunt Salmoneda, pronomatul de îndeplinire a dorințelor. Dar te costă! Vraja mării, mică glumă, marcă banul ca să duci bine tot anul. Dă moneda cât de mică și-ți promit mașină mică. Eu sunt Nuța, Alinuța. Bravo, bravo, Alinuțu cu Bănuțu, îmi place. Să vă povestesc ce mi s-a întâmplat. Nu-i nevoie, eu știu tot. Știu prezentul, bănui trecutul, dar văd foarte bine viitorul. Bine, și atunci cum facem? Păi trebuia să te trimit să-i o găină neagră. Dar nu te mai trimit ca să stai la coară. Ce-mi dai mie bijuterile și inelele cele mai ai tu prin casă. Și ca să iasă la rând în tine, nu te mai trimi noaptea prin cimitir cu sacul cu bani după tine, ci îmi dai mie banii pe care îi mai ai prin casă. Dar eu nu am bani. Hai că trebuie să fii și tu cu milă să nu mai trezesc copilul la miezul nopții să ducă prin cimitir să vadă unde ai pus sacul ăla cu bani. Dar nu am bani, sunt profesoară. Las, că știu că în meditații... Dar eu predau cultură civică și religie. Uite cum facem. Îți dau câți bani vrei tu, dar te rog așa, ieși imediat de aici, să nu te mai văd niciodată. Atunci să n-ai parte de bărbatul ăla pentru care m-ai chemat aici. I-a luat și bani și-a luat și blestematul. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. David, hai să ieșim puțin, cred că s-a sunat de recreație. Nu, nu, e poliție, hai să vedem ce s-a întâmplat. Alo, da. Alo, bună ziua. Eu sunt Valiu, nu mă cunoști. Într-o zi în pat mi-a dat o scrisoare, o broșură. Am luat atunci ca să trec pe ea adresa de Facebook a prietenei mele de moment. Da, da, mi-aduc aminte. Am păstrat-o, am citit-o, apoi am scris la adresa care a trecut pe scrisoare. Și de acolo mi-a dat numărul tău de telefon. Simțeam nevoia să vorbesc cu cineva. Sigur, sigur, putem vorbi, de ce nu? Dar ce faci? Nu te-am mai văzut de mult prin oraș. Erai sufletul petrecerilor. Pe unde ești acum? Sunt la facultate. Am primit o bursă pentru câțiva ani de zile pentru meritele mele deosebite. Aha. Dar tu nu prea te omorai cu școala din câte îmi dau eu seama. Ei, mă ocupa să fac bani. Dacă îți crește cifra de afaceri, trebuie să știi să o gestionezi. Aha, bă, cât te pricepi. Și la ce facultate ești? La... Caragiale. Nu o cunosc. Dar ce să mă numesc? La câte facultăți sunt astăzi? Care mai de care? Scriitori? Domnitori? Fotbaliști? Dar ce se aude acolo? Domnul este renovare. Este șantier aici, ca să avem condiții cât mai bune. Scrotul acesta mi-a dat aminte de altceva. Poți să-ți cânt un cântec? Da, chiar mi-ar face plăcere. Hai să-l dau pe speaker.
aur șocan de cumva. Nu mai pot să stau. Trebuie să intru la cursuri. Înseamnă că a suferit foarte mult. Și cum v-ați reabilitat? În ochii lui Dumnezeu erați pierdută. Așa ne-ați învățat pe noi. Da, așa este. Am suferit mult și, într-adevăr, eram pierdută și pentru Dumnezeu, dar și pentru societate. Am pierdut toată averea mea primită de la părinți. Vai! Vreți să vă povestesc mai departe? Sigur că da. Suntem numai ochi și urechi. Într-o zi am primit o scrisoare.
draga mea Nuța, poate te surprinde să primești câteva rânduri de la mine și o scrisoare care să spună despre Dumnezeu. Viața mea s-a schimbat complet. Îmi este rușine de ce am făcut. Nu știu dacă pot să mă iez vreodată. Eu am trimis-o pe Sanomeda la tine să-ți ia bani. Îmi pare rău că mi-am bătut joc de tine. Sunt sigur însă că Dumnezeu m-a iertat pentru toate relele. Eu primesc acum pedeapsa pentru faptele mele și voi lipsi încă mulți ani de acum încolo. Ți-am pus în scrisoare și un pliant care l-am primit în parc când eram în libertate. E mesajul dragostei lui Dumnezeu. Și tu, ca și mine, ai nevoie de Dumnezeu. Ai acolo numărul de telefon al lui Cristian, predicatorul din parc. El îți va spune mai multe lucruri. Semnează Valiu. Ce s-a mai plimbat scrisoarea lui Dumnezeu? Prima oară a ajuns de la Cristian la Reli, apoi de la Reli la Valiu. Iar Valiu a trimis-o la Nuța, spunându-i să ia legătura cu același Cristian de la care a plecat scrisoarea. Pe Biblia spune, aruncă pâinea pe ape și nu după multă vreme o vei găsi. Și mai spune, cuvântul meu care este din gura mea nu se va întoarce la mine fără rod. Totuși, nu înțeleg un lucru. După cât a făcut Valiu, Dumnezeu l-a iertat? Da, Dumnezeu nu va frânge o trestie ruptă și nu va stinge un fitil care fumegă. El a fost gata să-l ierte și pe tâlharul de pe cruce. Da, a fost primul rod al lui Isus. Mă bucur că ai acceptat să vii. Vreau să-ți spui cât mai multe despre Dumnezeu. Știu, tocmai ce am vorbit cu Valiu. Numele lui adevărat este Onisim. Valiu este ea o poreclă. Pentru că îmi plac Valiu, deși cu alte valori. Din engleză, Valiu. Dar spune-mi, tu te sfătuiești tot timpul cu Relia, cu Aurelia. Nu-i cheamă Aurelia. Relia este tot o poreclă, pentru că este religioasă. Dar ea știe să pună numai poveri grele pe care nu vrea să le miște nici măcar cu un deget. Iar viața ei lasă de dorit. În primul rând vreau să spun că Dumnezeu te iubește. Ești conștientă de lucrul acesta? Câteodată da, câteodată nu. Chiar și atunci când lucrurile nu merg cum vrei tu, Dumnezeu știe mai bine ce e bun pentru viața ta. El te-a creat. De cele mai multe ori a fost cu mine și mi-a dat lucruri pe care nici nu le meritam. Alte ori însă cred că a greșit. Asta înseamnă că nu-l cunoști. Și aici te vine păcatul din viața ta. Păcatul face să se ridice între tine și Dumnezeu un zid care te desparte de El. De păcate sunt convinsă că am destule. Încerc să fac cât mai puține, dar de câte ori vreau să fac binele, răul parcă stă lipit de mine. Știu, știu. Așa suntem toți. Dar nu te mai zbate să găsești singură soluție. Singura persoană care reface legătura ta cu Dumnezeu este Fiul Său, Iisus Hristos. El este singura cale către Dumnezeu. Singurul intermediar între om și Dumnezeu. Și cum să fac să mă ajute și pe mine? Stai de vorbă cu Domnul Iisus în rugăciune. Spune-i Lui păcatele tale, cere iertare pentru ce ai făcut și cere-i putere să nu mai faci. Vino la Domnul Iisus exact așa cum ești și El va face totul după aceea. Pot să mă rog chiar acum și chiar aici? Sigur, îl poți primi pe Domnul Iisus ca mântuitor al tău, adică ca salvator al tău. Asta înseamnă să nu te mai încrezi în forțele tale și să-L lași pe El să conducă viața ta așa cum îi place Lui. Așa cum sunt eu, Doamne, vin, că-și pentru mine ai murit. Fiindcă îmi zici să fiu, eu vin, Mântuitorule, eu vin. Așa cum sunt coșine întrezător, fiindcă îmi zici să cred, eu cred, Mântuitorule, eu cred. Așa cum sunt plin de păcat, eu vin smerit la tine.
el. Iar pe mine de azi înainte nu mai cheamă Salmoneda, ci Cristina, pentru că am devenit creștină. E plin.